Vineri la Ploiești cu echipa Tati Partani, sâmbătă la Șinică la Brașov. Mergem cu o poveste senzațională mai departe, oameni buni, haideți să vă povestesc. Băi, oameni buni, atenție mare. Cu următoarea invitată, ca să vedeți cum e destinul ăsta, bă, soarta asta. Deci imaginați-vă așa, doi oameni, doi soți, amândoi cântăreți. Într-o zi, ea, ce credeți că a făcut? Ce? A găsit o casetă video și s-a uitat la caseta video. Era un concert când ea avea vreo 6 ani și câștigase marele premiu într-o finală cu un puști de 7 ani. O finală de asta grea. Ei bine, ce credeți că au descoperit oamenii ăștia? Mamă. Că ăla învins era chiar soțul ei. Deci înțelegea, când avea 6 ani ciucă, da, era la un concurs de ăsta și cânta. Și a câștigat locul întâi, pe locul doi fiind băiatul. Da, și băiatul era soțul. Băiatul e soțul ei din ziua de azi. Dar ei nu știau. Nu. Aveau 6 ani atunci. Ma. Tare de tot. Și când s-au uitat la casetă și-au dat seama, uite bă, ăștia eram noi. Ce tare. Da, mă, treaba e destinul când nu te joci cu el. Deci, Ana Maria Diaconu! Ana Maria, pentru colegii noștri din redacție, parcă o văd pe Laura Lezi îmbrăcată, da, în costum popular. Exact, asta nu am adevărat? Vrut să zic și eu, serios. Vezi că, știi, vezi că și colegii noștri, bună, ce faci? Bună ziua. Prima dată trebuie, da, să fac ceva. Te rugăm. Avem aici 2 icoane. Aceasta este de la Părintele Grigoraș, cel care ne-a și cununat pe noi, pe mine și pe soțul meu, Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril. Și aici avem icoana familiei, pentru că familia Măruță este modelul României. Na bine, tu asta mai lipsea. Păi, dar... Atâta presiune, asta mai lipsea. Dar să știi că îți mulțumesc mult, mult de tot. Și să suntem niște persoane foarte credincioase și ne bucurăm și cu drag o să le punem acasă. Ia uite, Sfânta Ana. Peggy, Biserica Sfânta Ana, știi că e aici lângă Foișorul de Foc, unde mai mergem noi? Uite, icoana de la Sfânta Ana. Haide să luăm un loc, Ana Maria. Povestea ta este incredibilă. Da. Dar stai un pic, voi când vă uitați... Și nu ne oprim aici, mai avem povești foarte multe. Da. Dar stai un pic să înțeleg, deci voi când v-ați uitat la caseta aia și tu vrei să-i arăți lui cum era când ai avut 6 ani și ai câștigat, tu nu știai că el era soțul tău? Băi, băiatule. Nu, deci a fost dintr-o dată. Hai să ne uităm și noi ce casete mai registrau părinții mei. Atunci, în perioada aia, părinții nu erau divorțați și mergeau împreună cu mine la concursuri, la festivaluri. Eu am început inițial cu muzică ușoară și am zis, hai să ne uităm la casetele astea, amintiri. Și când apare, uite, ăsta a fost primul meu, eu vreau să iară de fapt lui. Tu vrei să spui, uite, primul meu, da, de asta, spectacolul, ne-am câștigat eu locul întâi. Debutul, uite, vezi, eu, primul meu concurs, nu am luat locul întâi, trofeul. Trofeul, mă auzi. El a luat locul întâi. Deci tu oricum ai mult decât el. Normal. Dar era dușmanul meu în copilărie. Și tu nu știai că, de fapt, ăla micul cu care tu erai la competiție, nu, e chiar soțul tău? Nu. Și când ați băgat caseta, ce a zis el? S-a uitat și a zis că, bă, da, ăsta-s eu. Zic, cum să fii tu? Bă, eu sunt ăsta. Pe bune. Și l-am sunat pe preotul nostru. Și a zis, părinte, ne luăm. Cum? Dar cu cine te iei? Mă iau. Nu cred, adică nu erai căsătorită. Nu, nu. Și asta a contat. Stăteam cu chirii, aveam... Karma, bă, ciucări. Deci karma când e. Și mai aveți alte de coincidențe? Păi la facultate ne-am văzut o coincidență așa, ne-am revăzut în facultate și... Destinul a făcut, de acolo o să fim împreună, dar să știi că pentru mine a fost dragoste la prima vedere, că pentru el, nu știu, îi plăceau mai mult cum gătesc. Sincer, nu mint. O să-l vedeți și o să... Unde e? E aici? Nu, el se pleca din țară. Și unde e? În Danemarca. Păi ce faci acolo, lucrează? Da. Păi și nu ți-e dor? E foarte dor, da. Asta este. Păi și nu ești geloasă? Păi ce să fiu? Ia uite-l! Care el este cel mic. El este prichindelul nostru, Mina Marco. Să vă trăiască. Să-l vedem și pe soț. Soțul e foarte mic. E mai slab decât mine. Are 140 de kg. Păi da. Mănâncă mult. Ia deci foarte, foarte simpatică. După să faci stand-up așa. Ia uite la aici. Da. E mic, rău de tot. Deci că e dulău acolo. Păi, vezi? Cu mulții. Exact. De cât timp căsătoriți? Suntem de 12 ani împreună. Și de sărbători ați fost împreună? Da. Câteva zile a venit pentru cel mic să sărbătorile să le petreacă alături de părinți. Și pe 2 ianuarie a plecat înapoi.
Este foarte greu pentru noi ca și părinți, dar așa a luat viață și melodia noastră, Vin acasă, prima melodie făcută, pe care astăzi o să o interpretez aici în emisiune. Melodia asta am construit-o amândoi muncind. Stau să mă gândesc așa câți români sunt plecați la muncă în străinătate, știi? Păi... Mi-aduc aminte că am plecat la Timișoara tot cu tot. Muncă, nici nu știi cum. Prin asta am trecut și eu ca și copil. Mama mea a trebuit să plece în străinătate, în Italia mai exact. Este plecată de vreo 13-14 ani la muncă. Tot timpul îmi doream, aș vrea să vină mama de Crăciun, uite cum a fost soțul meu pentru copil. Să vină mama acasă, nu trebuia cadouri, nu vreau nimic. Vreau să-mi știu mama aproape. De multe ori am vrut să fie mama. Când am avut o olimpiadă la liceu de artă, când am avut o olimpiadă la conservator, mergeam la o altă filmare. Vreau să fie mama cu mine. Sunt fată, am nevoie de mamă. Poate la băieți, nu știu, poate iau nevoie de tați. Cred că e același lucru. Să știu că al meu este prea mic și încă nu știu. Tu ai venit de la Iași acum? Da. V-am adus frigul. Da, la noi... Vremea te-a împiedicat, trebuie să fie acum vreo două zile, nu? Da, cred. Dar sunt oameni faini, mă, moldovenii. Sunt oameni faini, așa, și cu suflet mare. Uite. Și credincioși. Și foarte credincioși. Fii atent, haideți să ne cânti ca să avem timp și poate până la finalul lunii, când mai ai drum spre București, vii să povestim toată viața ta așa. O, dacă te am, dar vă promit, promit solemn, uite, aici, că aduc... Caseta video. Dar cum fac eu ca să trec? Că mă chinui de 3-4 ani. Stai liniștită, da, ne suntem la televiziune. Noi. Da, perfect. Dai nouă caseta, ți-o dăm pe CD. Și mai am și registrări cu el, să vedeți ce frumos dansează soțul meu. Latino dansează, știți cum face? Dar e bombă. Haideți să cântăm. Oameni buni, este Ana Maria Diaconu. Ana Maria Diaconu, căutați-o pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Iar povestea acestei fete senzaționale, vă promitem că o să o aflați așa pe larg tot la noi la emisiune. Uite, luna asta. Îți mulțumim mult de tot, Ana Maria.